Spectacolul fotbalistic continuă la Liga a 5-a. În seria Centru 1, ASC Frângeni a surclasat în deplasare echipa Deportivo Molureni cu scorul de 7-2, cele mai multe goluri marcate până în prezent într-o partidă. CS Domnești a plecat cu toate cele 3 puncte puse în joc în partida de la Pitești cu CS Petrom, iar AS Progresul Rete Voiești s-a împotmolit acasă scor 1-1 cu AS Băiculești. În continuare vă prezentăm rezultatele seriei Centru 1. CS Mioveni 3, ASE Voința Budeasa 2-5, FC Dănuț Coman, ASE Sporting Stănești Corbi 5-2, ASE Drăganu, CS Edilul Pitești 4-3, ASE Voința Valea Iașului, ASE Șoi Mitigveni 1-3, ASE Progresul Rete Voiești, ASE Băiculești 1-1, ASE Deportivă Mălureni, ASE Ciofrângeni 2-7, CS Petrom Pitești, CS Domnești 3-5. În seria Sud, ASE Progresul Rece, ASE Unirea Tricolor Șerbănești 1-0, ASE Unirea Hârsești, ASE Slobozia 11-0, ASE Viitorul Unirea Mozăceni, ASE Viitorul Ștefan cel Mare 1-4, ASE Speranța Costești, ASE Viitorul Lunca Corbului 2-3, ASE Energia Stolnici, ASE Speranța Cornățel 5-1, ASE Geoden Slobozia, ASE Căldăraru 2-3, CS Albota 2012, ASE Izvorul 0-0, ASE Steaua Negraș, ASE Popești 4-4.